Swamp Peng, fratele asianei de la Survivor, urmează să intre în casa Puterea Dragostei. Zvonurile despre intrarea lui în casă au apărut în mediul online de câteva zile, însă nu au fost confirmate în mod oficial. Răzvan a terminat anul acesta un master în dreptul afacerilor la Universitatea Nicolae Titulescu din București. Potrivit informațiilor de pe Instagram, fratele asianei urmează să-și deschidă în curând un magazin. Vă las atașate mai multe imagini cu Răzvan Peng, cel despre care se spune că urmează să intre la Puterea Dragostei. A apărut prima filmare realizată la scurt timp după accidentul nimicitor în care a murit artistul Tavi Puștu. Câțiva dintre martorii tragediei au observat cum a reacționat soția manelistului când i-a văzut trupul fără viață. Imaginile care au fost înregistrate cu un telefon mobil îți sfâșie inima. Manelistul Tavi Puștu și-a dat ultima suflare la câteva minute după impactul violent care a transformat autoturismul celor doi într-un ghem de fiare. Imediat după accident, mai mulți martori le-au sărit în ajutor și au încercat să îi elibereze din mașină. Unul dintre cei care au ajuns la locul impactului a filmat eforturile oamenilor. "Nu-l mișca! Adu ceva să lucrăm aici, la baterie! Nu-l mișca! Doamna este asistent, auzi!" A spus unul dintre oamenii care erau lângă autoturismul condus de soția lui Tavi Puștu. La un moment dat a apărut o femeie îmbrăcată cu o geacă roșie și un rucsac în spate, care este asistentă, conform unor martori. Femeia a rugat mulțimea să se îndepărteze și s-a apropiat de victimele care erau grav rănite. "S-ar putea să fie lovit la coloană, lăsați-l un pic, dați-vă," a strigat femeia. După cum se poate observa și în imagini, doi dintre martori au încercat să verifice dacă bărbatul aflat în dreapta șoferiței mai este în viață. "Ia vezi, frate, are puls, vezi la mână," a afirmat unul dintre ei, iar celălalt i-a răspuns pe un ton disperat: "N-are mă, ea are." Unul dintre martori, care era mai aproape de soția lui Tavi Puștu, a încercat să o liniștească și i-a spus: "Hai, că vine imediat, stai calmă, stai calmă, respiră." În vârstă de 24 de ani, Monica abia putea să-și strige durerea fizică din cauza șocului suferit, dar și pe cea sufletească. Gândul că soțul ei a murit în accidentul provocat de ea o ucidea câte puțin. George a vorbit pentru prima oară despre filmările cu iubita lui Mona. Concurentul nu a vrut însă să dea prea multe detalii. În urmă cu puține zile, tatălui Nico s-a făcut dezvăluiri șocante despre relația cu Mona, iubita lui George.
Se pare că acesta ar fi întreținut relații intime cu tatălui Nikos, care a dezvăluit totul într-o filmare care a fost făcută publică de vlogărițele Rea și Tina. Însă asta nu este tot. Se pare că Mona a fost filmată în timp ce întreținea relații intime cu trei bărbați în același timp, cel puțin așa susține Denis Petcu. Acesta spune că videoclipul cu pricina a ajuns în mâinile lui și că va apărea în curând pe internet. Cea mai afectată este Mona în toată această situație, dar cu siguranță nici lui George nu-i cade prea bine să audă astfel de lucruri despre iubita lui. Concurentul sezonului 3 a vorbit pentru prima oară despre acest lucru după ce a fost întrebat în repetate rânduri în timpul unui live pe Instagram despre filmările indecente cu iubita lui. George nu a vrut să dea curs acestor speculații și le-a răspuns internauților, vizibil deranjat de zvonuri. Se declară: "Nu mai vreau să-mi amintesc. Vă rog să nu mă mai întrebați." A fost răspunsul lui George, care este vizibil deranjat de acuzațiile care îi se aduc iubitei lui Mona, potrivit wowbiz.ro. Mihai este primul eliminat din sezonul 3 de la Puterea Dragostei și cu toate că eliminarea lui i-a întristat pe concurenți, fetele s-au bucurat la auzul veștii că un nou concurent intră în casă. Reacția lor a fost una savuroasă. Un nou concurent intră în casa Puterea Dragostei în aplauzele fetelor, care sunt extrem de încântate de apariția bărbatului. Acesta nu a venit cu mâna goală, ci le-a adus flori fetelor, iar prima care s-a îndreptat spre el a fost nimeni alta decât Alexandra. Mai departe, vă las să urmăriți intrarea în casa a noului concurent. Bianca Comăneci este însărcinată, vestea șocantă a venit la scurt timp după marea finală. Mulți spun că acesta ar fi motivul pentru care s-a împăcat cu Livian. Ei bine, Livian a aruncat bomba în noului vlog urcat pe canalul de YouTube, acolo unde a vorbit despre faptul că a fost cu iubita lui la ginecolog pentru că avea simptome de sarcină. Cu toate că Livian și Bianca susțin că medicul a spus că nu este vorba de niciun bebeluș, cei doi au dat înțeles că nu ar fi exclusă nici această variantă, mai ales că la un moment dat Bianca a spus că nu vrea să arate fișa medicală. Am fost la control, prieteni, cu Bianca pentru că dădea semne de sarcină și cum noi doi nu am făcut nimic, am zis că nu e bine ceva. I-am zis: treci la ginecolog să văd cu câți ai umblat. Ce ți-a spus ginecologul? Este declarația lui Livian. După care Bianca a răspuns prompt că pot să fac mulți bebeluși, nici nu le arăt fișa. Să vadă câți bebeluși, a încheiat Livian. În episodul Puterea Dragostei din 2 august, care este și prima gala noului sezon, Alexandra este la un pas să se ia la bătaie cu Achebon. Cristina Mihaela intervine între cei doi concurenți. Prima gala sezonului 3, Puterea Dragostei, se lasă cu un scandal de proporții. Alexandra și Mihai au devenit țintele tuturor concurenților. Mihai este criticat dur de Achebono, în timp ce Alexandra este la un pas să se ia la bătaie cu acesta din urmă, după ce Achebono o face prostituată.